Clubul sportiv municipal Craiova la ora bilanțului. Anul 2015 a fost unul plin de reușite pentru sportivii doljeni, care au adus în bănie peste 140 de medalii la competiții naționale și internaționale. Dacă anul trecut, 2014, era un an foarte bun pentru Clubul Sportiv Municipal, cu un număr total de 108 medalii naționale și 7 medalii internaționale, iată că anul acesta am reușit un număr de 141 de medalii, dintre care 119 naționale și 22 de medalii internaționale, un număr triplu la numărul de medalii internaționale, un lucru foarte îmbucurător pentru noi. Până la urmă, ne dorim să ieșim și pe plan extern, iar numărul de medalii care îl avem, zic eu că este onorabil pentru clubul nostru. Clubul sportiv municipal Craiova se poate lăuda în acest an cu doi sportivi care s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Numeric Ionescu Marius de la atletism, care anul acesta a participat la campionatele mondiale de atletism de la Beijing în proba de maraton. Ștef Claudia, participantă la campionatele mondiale de Beijing. Amândoi singurii sportivi din Craiova cu care ne mândrim și care sunt calificați la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro în anul 2016. Bolboceanu Tatian de la scrimă, care a ocupat locul 3 cu echipa României la europenele de scrimă din Italia, de la Vicenza. Ștefana Andrei de la atletism, Budin Daniel, atletism, Pițigoi Ionuț, atletism, Bușcă Marius, atletism, Roșianu Ana Maria, atletism, Bățilă Alina, atletism și Motogna Bogdan, atletism. Titlul de cel mai bun sportiv al anului din județul Dolj a revenit Ștefaniei Priceputu, luptătoare legitimată la Clubul Sportiv Municipal Craiova. Ștefania a avut un an foarte bun. Campioană națională, campioană la școlare, campioană la Cupa Balcanică, campioană europeană, locul 3 la mondiale și campioană mondială pe plajă. Mă bucur că am fost pe prima dreapta podiumului la campionatul european. Mă bucur că am ieșit în locul 3 la mondiale, deși nu mă așteptam, am crezut că o să ies tot pe 1. Emoțiile au fost destul de mari și am avut adversare foarte bune, valori apropiate. Am reușit să scot rezultatele astea anul acesta, deși am promis că o să ies și campioană mondială, dar 15 secunde mi-a lipsit de pe saltea ca să scot rezultatul ăsta. Conducerea clubului craiovean speră ca noul an să aducă mai multe medalii, având în vedere că se pregătesc câteva transferuri de marcă. Ținând cont că anul ăsta n-a avut rezultate la notabile la 3 dintre secțiile noastre, din cele 10, și sperăm într-o comportare cât mai bună pe plan internațional a tuturor sportivilor. Suntem tratative, deja am făcut două transferuri de la LPS Petra Chetrișcu la secția de atletism. Suntem tratative cu noi sportivi, se pare că de la CSM București urmează să vină un sportiv de marcă